Bună taur și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 26 februarie, 3 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru Taur în această săptămână. În primul rând, dragi Tauri, atenția voastră este foarte îndreptată pe muncă, pe carieră, pe rutina voastră zilnică, poate chiar și pe starea de sănătate. Acolo, bineînțeles că se pot produce foarte multe schimbări în această săptămână. Pe de altă parte, pentru Tauri, uite, este o săptămână în care apare acolo o provocare, da? poate legată de cariera ta, poate legată de șeful tău. Unii tauri din contra, acum vreți să vă afirmați, vreți să vă faceți cunoscuți, vreți să vă faceți remarcați în societate și asta e de bine, doar că nu vedeți voi cam trebuie să ieșiți din niște tipare, am trebuie să ieșiți din niște uh, convingeri pe care le aveți. Pe de altă parte, Taurul săptămâna aceasta primește niște vești bune, eliberatoare, privind un proiect, o firmă, un grup de oameni din care faci tu parte sau pentru unii Tauri poate să fie ceva legat de uh, partea aceasta financiară. Da? Deci reușiți acolo să vă rezolvați niște lucruri extraordinar de importante. Uh, eu cred că sunt lucruri care au durut din trecut, sau alți tauri, nu știu, ați făcut fapte bune și acum primiți recompensa, cum s-ar spune. Văd și tauri care e posibil să accepte faptul că fie o relație nu o să mai funcționeze, fie anumite prietenii să mai restrâncă. Trebuie să conștientizați și chestia asta. niște vești bune pe care le primești, chiar un sfat bun de la un prieten care apare săptămâna aceasta, mai văd, și tot pentru taur, vezi tu, este o săptămână în care, dacă te pui puțin pe primul loc și dacă îți asumi anumite responsabilități, uite, acolo poți să fii foarte bine susținut. Da? Chiar foarte, foarte bine susținut. Apoi, este un bărbat acolo care te poate ajuta. Poate este un prieten important, poate este o persoană mai spirituală care, la fel, te poate ajuta, îți poate fi alături. Um, și Taurul cumva spre final de săptămână o să-i surprindă pe toți cu atitudinea sa, cu modul său de a reacționa în fața situațiilor. Uh, mai ales că Taurul o să dea dovadă săptămâna asta de multă autenticitate. Da? Sunt acolo niște lucruri, este adevărat, care te înțeapă și pentru că te înțeapă, te apuși și faci schimbarea, te apuși și ți asumi ceva, nu știu, unii e ca și cum vă dați demisia de la muncă și vă deschideți ceva pe propriu. Sau uh, unii tauri poate din contra, dar reușit să vă rezolvați ceva extraordinar de important privind uh, viitorul vostru, privind un grup de oameni, privind un proiect. Faceți niște cursuri uh, Vedeți, voi aveți niște oameni foarte buni în jurul vostru care vă pot ajuta săptămâna aceasta prin sfaturi, prin uh, relații, printr-o vorbă bună, poate știu eu, unii tauri mergeți și faceți niște cursuri săptămâna asta, da și care știu eu vă pot ajuta pe partea profesională să avansați da, posibil și asta. Uh, taurii care sunteți prin relații toxice, uite, iar se reiau acolo niște discuții, iar sunt niște lucruri care trebuie cumva puse la punct. Da? Hai să vedem și arhangherii, ce zic. Că eu sunt curioasă pentru taur, ce trebuie voi să știți. Cunoașterea de sine, cifra 2, foarte importantă pentru taur în această săptămână. Deci, intri în contact cu o persoană dragăție, ai o relație importantă, ai niște emoții foarte puternice și mai văd aici uh, culorile importante portocaliu, mov, galben, auriu, iar arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii, să manifesti plenar respectul de sine. Deci taurul săptămâna aceasta se apropie foarte mult de divinitate, devii mult mai înțelept, mai ales dacă e să discutăm de viitorul tău. Începi să dai seama ce contează cu adevărat, da? ce contează cu adevărat pentru tine. E ca o întoarcere a taurului săptămâna asta către uh, divinitate, da? către partea aceasta spirituală. Ceea ce simți tu va conta foarte mult și te va ghida mai mult ca niciodată. Și foarte mulți tauri o să începeți să vă respectați mai mult, și atunci e posibil asta să-mi deranjeze. Asta este. Hai să vedem tarotul ce zice pentru tauri, ce trebuie să știți voi. Săptămâna 26 februarie, 3 martie pentru tauri, ce trebuie să știți. Pentru tauri. Hai, dragi, staui că e o săptămână bună frumoasă. Te respecti mai mult vrei să te impui da și atunci e normal că anumite personaje să nu fie de acord cu chestia asta. Bun Prima carte este eremitul. Ok, 6 de spade, soarele, 9 de monede. Taurul își dorește foarte multă independență, independență financiară, poate îți dorești să fii șef, îți dorești să te faci remarcat, îți dorești să fii auzit. Văd aici un drum important pe care îl faci undeva anume, dar și faptul că lucrurile încep să se miște în această săptămână pentru Taur. Da? Lucrurile încep să se miște. Singura regulă, să zic așa, e să îți conștientizezi tu valoarea, puterea, să acționezi cumva, Asta e singura chestie. Eremitul au da, o legătură cu Zodia Fecioară. Este și o săptămână în care relațiile tale devin mult mai stabile, mult mai solide. Simte aici energia unei relații vechi sau o relație matură. Poate păi, pur și simplu relațiile tale se maturizează. Da? Taurul vrea seriozitate, nu mai vrea să piardă timpul, nu mai vrea să se distreze aiurea, da? vrea să fie ceva stabil în viața sa. Cavalerul de monede, deci mergi undeva săptămâna aceasta, faci un drum în interes financiar, faci o ofertă cuiva, te miști așa în ritmul tău încet, sigur, apăsat, avansezi. Avem roata destinului și 10 de spade aici. E clar, dragi tauri, că o schimbare apare din punct de vedere profesional pentru voi. În inima ta, patru de băte. Petreci. Ai o petrecere, ai o zi de naștere. Uh, poate pentru tauri să fie și o săptămână în care are parte de o victorie din punct de vedere personal. E ca și cum. Taurul spune ceva de genul săptămâna asta. Mai dacă toți stăm împreună, pe ori ne căsătorim și e ceva stabil, ori nu mai. Da, ori terminăm povestea. Cam așa și aici. 10 de spade în mintea ta, deci ceva se finalizează pentru Taur, bineînțeles. Da, schimbările astea nu sunt uh, atât de bine văzute da, de noi sau nu suntem noi foarte deschiși Taurii, dar asta e viața. Da? Uh, poate de asta și apare energia 10 de spade. E ca și cum taurul, taurul, își calcă pe inimă perioada asta. Ai în mintea ta un sfârșit. Șase de monede în exterior. Deci poți să primești un ajutor financiar săptămâna asta, poate primești niște bani, poate ai de dat niște bani la rândul tău, primești cadouri, dai cadouri. Însă șase de monede, marele preot și roata destinului, Parcă e cineva aici care, nu știu, îți face o cerere în căsătorie sau îți propune o ofertă de muncă. E o propunere, e ceva aici care se, se petrece. Și avem Marele Preot, care e cartea ta, deci cineva te poartă în suflet, cineva îți poartă foarte mult respect în această perioadă. Mergi undeva la niște cursuri sau poate mergi la o persoană ca să te ghidezi. Poate ceilalți vin la tine și îți cer părerea, vor să-i ghidezi, vor să-i ajuți. Pentru că, uite, avem aici roata destinului care înseamnă o schimbare pentru tine, profesional, da? Cineva poate, știu eu, se simte atras de tine sau pentru unii tauri poate să fie cineva care intră așa cu toată forța în viața voastră și vă dă lumea peste cap, dar într-un sens pozitiv, pentru că eu văd aici că viața taurului în această săptămână se îndreaptă către maturitate, către asumare, către siguranță, da, exact, ce vă place voi. Cineva e norocos, norocoasă sau consideră că e norocos e norocoasă că are alături. Da. Dragi tauri, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc că mai rămas alături până la final și de asemenea, dacă ai rezonat cu mesajele, dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, vezi și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, în final vedem surpriza pentru tine. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, te îmbrățișez cu mare drag și nu uita că ai și aplicația Cristina Zurba disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, stai aproape că urmează surprize frumoase da, pe aplicație și pe site. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O primăvară frumoasă îți doresc!